Festivalul Internațional de Creație și Interpretare Per Art are drept scop schimbul de experiență și dezvoltarea relațiilor interculturale din zona Mării Negre. Pe toată durata festivalului, activitățile se vor desfășura în Aula Magna Universității Ovidius, Catedra de Arte Plastice și Decorative, Colegiul de Arte Regina Maria și Art Boutique Gallery. Astăzi, Colegiul Național Regina Maria a găzduit la ora 18 un recital instrumental, iar pe 4 septembrie, în aceeași locație, va avea loc un concert de cameră al orchestrei. Pe 6 septembrie, în Aula Magna Universității Ovidius, sunt programate la ora 10 și 18 repetiții și recitaluri instrumentale. Pe 8 septembrie, de la ora 18, la Art Boutique Gallery, va fi o expoziție de arte vizuale, Black Sea Space Poetry, și un recital instrumental. Pe 9 septembrie, la ora 18, în Aula Magna se va ține recital instrumental, iar pe 10 septembrie, la aceeași oră, la Colegiul de Arte, se va desfășura un concert al orchestrei de cameră.